întuneric spre lumină. Din întuneric spre lumină, spre lumină. Câți oameni nu doresc în lumea aceasta să aibă pace? Refugiați din cauza conflictelor interetnice din Kosovo, Ruanda, Darfur, oameni fără apărare care trăiesc permanent sub amenințarea terorismului, ca în Irak, Israel, criminali bântuiți de trecutul lor, mame care au făcut avort și ar vrea să știe că faptele lor sunt uitate și nu sunt contabilizate nicăieri. Oameni care nu-și pot ierta anumite fapte care i-au rănit profund pe cei dragi sau i-au mutilat pentru totdeauna. Ce să mai spunem de atâția alții care caută scăpare în diferite religii, care promit multe, dar îl lasă în final pe om fără apărare în fața conștiinței proprii și sub acuzarea societății. Toți aceștia au nevoie de pace. Un cuvânt scurt, dar vital. Pentru această arzătoare nevoie umană a fost trimisă o persoană în chip de copilaș, la cărui naștere s-au coborât îngerii la Betleem și au cântat pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Cum se dobândește și se păstrează această pace? Ce caracteristici are ea? Căutarea dumneavoastră interioară după liniște și odihnă poate lua sfârșit, pentru că în ediția aceasta a emisiunii, pastorul Ioan Fodor abordează mai pe larg subiectul acesta, explicând simplu și clar vestea bună a păcii și a efectelor ei în relația cu Dumnezeu și cu oamenii, dar la fel de important, și pacea sufletului. Acest lucru îmi produce mie, Laurențiu Miron, destulă bucurie pentru a vă spune bun regăsit din toată inima și de a vă implora să ascultați cu atenție, dar și să împliniți porunca împăcați-vă cu Dumnezeu. Audiție folositoare! Iubiți ascultători, bine ați venit la o nouă întâlnire cu radioprogramul intitulat Din Întuneric spre Lumină, pe care prin bunătatea și cu binecuvântarea bunului Dumnezeu îl difuzăm de la acest microfon săptămână de săptămână. Preocuparea noastră majoră este să aducem în casele și în inimile dumneavoastră ceva din bucuria, pacea și lumina cerului. Iar pentru aceasta ne folosim fără încetare de Biblie, Cartea Sfântă, conform căreia creștinismul vital și vizibil este o relație cu Dumnezeu, bazată pe o revelație de la Dumnezeu. Cu ajutorul său am ajuns astăzi la a 14-a ediție a serialului pe care l-am intitulat Cerul și Pământul în Lumina Scripturii. Am abordat deja în acest ciclu diverse teme în care se regăsesc deopotrivă cerul și pământul. Am început cu crearea lor, am continuat cu caracteristicile lor, am ascultat cântarea lor și am insistat în ultimele două ediții ale emisiunii pe conlucrarea lor. Mai concret, am discutat recent pe tema intitulată Cerul și Pământul, participanți la nașterea Mântuitorului. Și să știți că vom mai rămâne și de data aceasta la același subiect, continuând ideile enunțate și adăugând alte elemente noi și necesare. Pornind de la mesajul adresat de către o mulțime de oaste cerească, păstorilor de lângă Betleem, în seara zilei când s-a născut Mântuitorul, ne-am ocupat de două secvențe principale, și anume slava din locurile prea înalte și pacea din locurile prea îndepărtate. Am arătat mai întâi că evenimentul s-a petrecut într-un moment precis, a avut loc într-un mediu precis și a transmis un mesaj precis. Apoi am vorbit despre slava lui Dumnezeu, privind-o din trei puncte de vedere: proclamată,
poruncită și pregătită. A fost proclamată de graiul tainic al universului, apoi le-a fost poruncită locuitorilor pământului mântuiți ca să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu și, în sfârșit, pregătită celor răscumpărați. Sau, după expresia din mesajul îngeresc, oamenilor plăcuți lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? Toți păcătoși și pierduți, care prin pocăință și credință în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, au pace cu Dumnezeu. Intrați și noi în starea aceasta de har, datorită lui Hristos, Domnul Păcii, ne bucurăm de pacea inimii Lui, lăsată alor Săi ca moștenire atunci când a spus, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Am discutat în ediția trecută cu privire la această pace dumnezeiască și am arătat cu ajutorul Scripturii că ea este pacea care ne desăvârșește, pacea care ne definește și pacea care ne ocrotește. Dar am stăruit îndelung și mai ales asupra faptului că pacea menită să domine atmosfera dintre oamenii plăcuți Domnului ne definește. Una dintre dovezile Scripturii în acest sens este provocarea care ne-a fost adresată în calitate de adevărați creștini de a trăi în pace cu toți oamenii. Desigur, cu o clauză clară, în măsura în care aceasta atârnă de propriile noastre principii biblice și puteri zilnice. A ne strădui să trăim în pace cu toți oamenii este în același timp oportunitate și obligație. Dar cum poate fi atinsă o asemenea țintă? O cale sigură de realizare ne este indicată de Duhul Sfânt când ne îndeamnă prin Apostolul Pavel să facem înainte de toate rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, fiind incluse aici în termeni clari și autoritățile statului. Iar consecința imediată este aceea că vom putea duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și după ce ni se spune că lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este folosită încă o dată această surprinzătoare expresie, toți oamenii. Este vorba despre una dintre cele mai mărețe precizări ale Noului Testament, și anume că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iată deci, dragi ascultători, că promisiunile și posibilitățile mântuitoare ale lui Dumnezeu sunt puse la dispoziția întregii omeniri. În arhicunoscutele cuvinte din Ioan 3:16 ni se spune că Dumnezeu a iubit întreaga lume și l-a dat morții pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine, indiferent de sex, de rasă, de limbă, de vârstă, de poziție socială, de mulțimea sau de gravitatea păcatelor sale. Apoi Ioan Botezătorul ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu venit pe pământ să ridice nu numai păcatele unor oameni privilegiați, ci păcatele tuturor, păcatul lumii. De aceea, nimeni nu se va putea justifica în ziua judecății că nu i s-a făcut parte de harul mântuitor sau că nu i s-a oferit șansa iertării păcatelor și a răscumpărării lui. Ce amare vor fi regretele și remușcările eterne ale celor ce au auzit mesajul Evangheliei, dar împetrindu-se prin înșelăciunea păcatului și-au văzut de drum fără să le pese de chemarea lui Dumnezeu. O veșnicie întreagă le vor răsuna în urechi cuvinte ca acestea: Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Da, stimați ascultători, să vină la cunoștința adevărului. Pentru a-ți potoli setea, trebuie să vii la izvor. Pentru a-ți potoli foamea, trebuie să vii la masă. Pentru a-ți recăpăta sănătatea, trebuie să vii la medic. La fel, pentru a putea fi mântuit, trebuie să vii la Hristos. Să vii cât mai repede posibil și cu cea mai sinceră dorință de iertare, curățire și mântuire. Trebuie să vii înainte de a fi prea târziu la cel ce a strigat în auzul tuturor: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. O altă întrebuințare a expresiei toți oamenii îi privește pe creștinii practicanți.
o întâlnim în prima epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 2, cu versetul 17, unde robul Domnului ne îndeamnă: cinstiți pe toți oamenii. Astfel spus, dacă vrei pace cu toți oamenii, atunci roagă-te să fie mântuiți toți oamenii și cinstește-i pe toți oamenii. Dar dacă eu și tu disprețuim oamenii, subestimăm sufletele lor nemuritoare, îi urâm sau îi calomniem, ca să nu mai vorbim despre un tratament mai păgubos și mai păcătos, atunci cum ne-am putea aștepta la pace pe pământ? Pacea sufletească și pacea socială sunt condiționate, fără îndoială, de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și legat de aceasta, permiteți-mi să evoc aici un regret profund, un suspin dureros țâșnit din inima lui Dumnezeu. În acest scop, am să vă citesc versetele 17 și 18 din Isaia, capitolul 48. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Iar aceste cuvinte, stimați ascultători, care ar putea și ar trebui să ne pună pe gânduri, sunt urmate de o declarație la care am mai făcut referire: cei răi n-au pace, zice Domnul. Dar pacea propusă și promisă de oastea cerească în auzul păstorilor de la Betleem, nu numai că ne desăvârșește, ne definește și ne ocrotește, dar ne și prisosește. În epistolele lor, sfinții apostoli arată că revenirea Domnului Iisus trebuie să ne găsească pe toți, nu numai pe terenul priceperii și al vegherii. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Nu numai pe terenul răbdării, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape, dar și pe terenul unei păci depline, în pace cu toți oamenii, fără prihană, fără vină și în pace. Dar aceasta, dragi ascultători, presupune nu numai o pace evidentă, ci și o pace abundentă. Iar pacea lui Dumnezeu este una care ne prisosește, pentru că ea se revarsă dintr-o inimă care dă pe deasupra. Și ne-o spune Dumnezeu însuși, fiindcă în prorocia lui Isaia, din care v-am citit, el ne-a promis posibilitatea de a experimenta pacea ca un râu și fericirea ca valurile mării. Pacea lumii este ca un pârâu al cărui curs se îngustează și se subțiază după un singur ceas de secetă și arșiță. Dar pacea lui Dumnezeu este ca un râu de apă vie care țâșnește în viața veșnică. Este ca un fluviu, ale cărui maluri sunt pline de verdeață și de viață. Este pacea care depășește valurile și malurile. Este pacea care trece dincolo de limitele mărginirii noastre. Este pacea care prisosește, sau cum spune apostolul insuflat, întrece orice pricepere. Pacea lui Dumnezeu întrece tot ce se pricep sau s-ar mai putea pricepe un om, orice om, toți oamenii. Nu-i așa, stimați ascultători, că perspectiva aceasta ne umple inima de mângâiere și sufletul de speranță? Dar neasemuita pace pe care o proclamă cerurile și pe care o promit îngerii în noaptea de pomină la Betleem, nu este numai pacea care ne desăvârșește, care ne definește, care ne ocrotește, care ne prisosește, dar este și pacea care dăinuiește și domnește sau care ne stăpânește. Așa spune Scriptura: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Ce har și ce privilegiu să te știi mereu stăpânit, nu de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, nu de puterile cumplite ale întunericului care te cufundă în prăpăt și în perzare, ci de pacea Domnului Iisus Hristos. Astfel că dătătorului păcii îi putem spune și noi împreună cu poetul: da, o Doamne, Tu dai pace, nu lumește, ci de plin, Tu ești harul care face din om rău un cer senin. Da, o Doamne, Tu dai pace, nu lumește, ci oricui. Tu ești mila
ți-ți place, leac să pui pe rana lui. Da-o, Doamne, Tu dai pace, nu lumește, ci cu drag. Ești iubirea vrând să îmbrace fiu pierdut, oprit în prag. Domnul păcii, slavă ție pentru jertfa ce ai depus, plin de pace spre vecie, doar la peptul tău, Iisus. Ascultătorule drag, domnește oare pacea lui Dumnezeu în inima și în viața ta ca o anticipare a atmosferei de pace deplină în care ne vom petrece veșnicia? Dacă nu poți încă să răspunzi afirmativ cu mâna pe inimă aceste întrebări, atunci te invit să te rogi împreună cu mine astfel. Doamne Iisuse, Tu care ești Domnul păcii, care ți-ai dat trupul să fie crucificat și sângele să fie vărsat pentru a mă împăca și pe mine cu Tatăl Ceresc, primește-mă la picioarele Tale. Spală-mă de toate păcatele mele pe care numai Tu le cunoști pe deplin. Fă-mi sufletul mai curat decât zăpada, ca să cunosc și eu azi, în ziua cercetării mele, lucrurile care pot să-mi dea pacea. Descoperă-mi harul Tău și mila Ta înainte ca ele să ajungă ascunse de ochii mei. Dă-mi pacea Ta, în schimbul păcii pe care mi-a oferit-o lumea și în locul păcii pe care mi-am făurit-o eu însumi. Dă-mi pacea Ta adevărată și deplină, pacea care să-mi păzească inima și gândurile, așa încât să nu mă mai tulbure valurile vieții și să nu mă înspăimânte viitorul. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că mă asculți și mă binecuvintez. Te laud și mă închin ție pe vecie. Fii binecuvântat. Amin. Dragi ascultători, după cum știți, mesajul primului înger adresat păstorilor de la Betleem a inclus și precizarea că nașterea Mântuitorului va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Însă, în expunerile noastre destinate acestei teme generoase, i-am menționat întreagăt pe unii dintre aceia care acest eveniment a fost pricina unei mari temeri și a unei cumplite tulburări. Tocmai de aceea vom vorbi și despre două personaje care așteptau mângâierea lui Israel și care s-au bucurat enorm de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așa că dați-mi voie să vă citesc din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, începând de la versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Dragi ascultători, despre aceste două personaje enigmatice ale Noului Testament s-au spus, se spun și se vor mai spune multe lucruri frumoase și interesante. Portretul spiritual al celor două persoane, surprinse în cele mai fericite momente ale vieții lor, este un reportaj de cea mai înaltă speță. Prin sobrietatea stilului, prin precizia picturală și prin rigoarea realizării sale, autorul acestui text biblic insuflat de Duhul Sfânt ar putea concura cu orice elită jurnalistică.
Era un profesor care își scotea în fiecare dată pălăria în fața elevilor săi. Întrebat despre semnificația gestului său enigmatic, a răspuns scurt: eu nu știu ce se ascunde în fiecare dintre ei și ce vor ajunge ei mâine. Împărtășind această atitudine, și eu am o mare stimă și multe speranțe față de generația tânără. Totuși, întorcându-mă la Simeon și Ana, înclin să parafrazez pe Mântuitorul și să mă întreb: oare nu s-au găsit în Ierusalim decât bătrânii aceștia care să aștepte cu răbdare și speranță nașterea Mântuitorului și să se bucure așa de mult de îndeplinirea profețiilor biblice? Dar oare la a doua venire a Domnului care va fi situația? Pe lângă adulții care au crezut în răpire și s-au pregătit temeinic pentru venirea Mirelui, vor fi la fel de mulți tineri? Te vei număra și tu printre nespus de fericiți aceștia, tinere drag. Acum, permiteți-mi să schițez un portret simplu și sumar al celor două personaje. Este izbitor și impresionant cum începe Luca descrierea lor. În Ierusalim era un om. Mai era acolo și o prorociță. Ei erau oameni, nu îngeri, dar niște oameni neobișnuiți într-o cetate obișnuită, cu nepăsarea și nelegiuirea. Prezența lor ar fi fost un răspuns pe măsură la întrebarea celui ce, scrutând Ierusalimul, a zis: caut un om printre ei. Simeon și Ana, doi oameni care au atins o vârstă înaintată. Deși doreau dezlegare de legăturile cărnii, bătrânețea nu i-a luat prin surprindere și nu le-a fost nici povară, nici piedică pentru a sluji Domnului. Obstacolele au devenit oportunități. Simeon și Ana, doi oameni care au trăit o viață închinată. Scopul vieții lui Simeon? Să vadă mântuirea pregătită popoarelor, lumina aprinsă neamurilor și slava rezervată lui Israel. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri fără să-l vadă pe unsul Domnului. Ana, rămasă văduvă, s-a consacrat zi și noapte în slujba Domnului. Ei au dus o viață sfântă, o viață de rugăciune, o viață cârmuită de Duhul Sfânt. Ce viață! Simeon și Ana, doi oameni care au primit o vocație însemnată. Adorând pe Dumnezeu, ei vorbeau despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Dacă și ascultătorii noștri așteaptă revenirea Domnului Iisus pentru desăvârșirea mântuirii lor prin schimbarea trupului, atunci asta va fi pentru ei ceea ce a fost pentru Simeon și Ana prima lui venire, și anume pricina unei bucurii enorme și împlinirea visului lor. Domnul să ne facă parte tuturor de fericita lui revenire în glorie. Amin. În sufletul tău e atâta neliniște de tot ce vezi, de tot ce auzi în jurul tău. În sufletul tău e atâta durere, nu-i nimeni să-ți spună o vorbă bună, doar Dumnezeu. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Ia-i ști, prietene, că Domnul te așteaptă să vii la El așa trudit și împovărat. O, nu refuza chemarea divină, Iisus te iubește, azi te primește să fii salvat. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit.
vreie, te-ntoarce de grabă. Tot ce-ai greșit, păcatele îți va ierta. În numele Lui primești mântuirea, de lacrimi amare, de la pierzare te va salva. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Pentru cei care consideră că nevoia de pace a oamenilor nu poate fi satisfăcută în religie, ci prin metode psihologice, prin tactici politice diferite sau prin alte chestiuni de genul acesta, sigur că cel mai bun răspuns ar fi consultarea istoriei. Nu poți fi realist și totuși să nu ajungi la concluzia că toate metodele umane au eșuat. Marele răspuns la nevoia de pace a inimii omenești, dar și la conflictele actuale care zdrobesc atâtea ființe, este persoana divino-umană Iisus Hristos. Cei care se împacă cu Dumnezeu prin Hristos au pace și această pace domnește în ei, indiferent de condițiile exterioare, în ciuda războaielor și atentatelor teroriste purtate și comise de cei care urăsc pacea. Și marea făgăduință a lui Dumnezeu este instaurarea viitoare a păcii absolute și împărăției celor plăcuți Lui. Cu acest mesaj de speranță v-a întâmpinat pastorul Ioan Fodor, chemându-vă să faceți pace cu Dumnezeu și să trăiți în pace cu toți oamenii. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu un alt subiect peste o săptămână. Realizarea emisiunii Din Întuneric Spre Lumină aparține studioului de radio Vocea Evangheliei din Suceava, în colaborare cu Fundația MBK.